mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la Maria să trăiască la mulți ani. Aplauze, aplauze pentru sărbătorita noastră din această seară. Vă mulțumim, dragilor, și acum vă rog să ne așezăm, să luați loc. Eu o să spun bună seara telespectatorilor noștri și bine ne-am regăsit și în această seară de 14 mai. Platoul este plin de oameni frumoși și talentați. Eu sunt Liliana Savin, iar din regia de emisie, colegii mei, Mircea Brehuiescu, Cristina Clara Conduraki, din spatele camerelor, Dumitru Brehuiescu. Da, avem o sărbătorită în această seară. Se află aici, în dreapta mea, e vorba de doamna Maria Beca de la... Ce vine, să ajungă un microfon aici la noi, la sărbătorita noastră. Ce vine de la Bacău, dar ne povestește dumneaei mai în detaliu, că dumneavoastră știți cel mai bine. Bună seara, doamna Maria! Bună seara! Bine v-am găsit și bine ați venit. Cu mare drag la dumneavoastră. Cu mare drag, încă o dată la mulți ani din partea colegilor de platou, din partea colectivului Rapsodia TV. Sunt foarte bucuroasă că ați reușit să ajungeți în această seară aici. Și noi la fel. Eu v-am cunoscut nu foarte de demult, cred că avem o jumătate de an de când ne-am cunoscut, dar v-am perceput a fi o doamnă extraordinară, o doamnă de nota 10, cum îmi place mie să spun, un om cu litere mari. O doamnă cu un caracter frumos, o româncă adevărată ce îndrăgește portul și cântecul popular. Astăzi fiind ziua dumneei, ne-am gândit așa să-i facem o surpriză noi, colectivul Rapsodiei TV, împreună cu ansamblu Tămășanca. Flor, corect, Tămășanca. Tămășanca, de la Bacău, coordonat de cunoscutul interpret de muzică populară Vlad Vladinski, pe care îl așteptăm să apară așa, din clipă în clipă. Doamna Maria Beca, încă o dată, la mulți ani și bine ați venit. Doamna Maria, o să vă rog să ne spuneți pentru început cum a început pasiunea dumneavoastră pentru cântec. Pentru că eu, din ce am auzit așa din stânga și din dreapta, ați început a cânta ceva mai târziu. Semn că dumneavoastră întăriți și ne-ați convins pe toată lumea că visurile pot fi împlinite la orice vârstă. Desigur. Pasiunea mea pentru cântec a fost chiar din copilărie. Doar că, crescând, posibilitățile au fost așa cum au fost pe vremurile acelea, nu ne-am putut continua studiile în muzică, deși aș fi vrut foarte, foarte mult. Diriginta mea, care era și profesoară de muzică, a sfătuit-o pe mama mea să mă dea la școala de muzică. Dar mama mea, așa cum am gândit, nu... N-a fost de acord. Așa era atunci. Desigur. După aceea am plecat de acasă la liceu, am încercat să fac școala populară de artă, am început-o, dar din lipsa banilor, categoric, n-am continuat. După care am abandonat ideea, m-am căsătorit și au venit problemele, au avut... V-ați dedicat familie, exact, într-un cuvânt. Exact, dar pasiunea pentru cântat a rămas în continuare. Chiar dacă nu am cântat, dar am ascultat tot timpul cântece de toate genurile, și muzică populară, și muzică ușoară, și muzică simfonică, absolut orice gen de muzică, pentru că în muzică găsesc o liniște sufletească extraordinară. Chiar și atunci când sunt supărată, tristă sau am vreo problemă pentru care nu-i găsesc rezolvarea, dacă ascult un cântec, două, așa mă liniștesc și așa mă... Parcă îmi vin ideile, îmi vin chiar și speranța că o problemă se poate rezolva. Sigur că da. După ce am ieșit chiar și la pensie, știam de ansamblu folcloric Tămășanca, doar că nu am avut curajul să îi abordez.
de Crăciun, când au venit la colindat acești copii frumoși, m-am îndrăgostit pe loc de ei. Și atunci, chiar în timpul colindului, după ce au terminat, am discutat și am întrebat: mă primiți la ansamblu? Și a zis da. Nu mi-a trebuit să-mi spună de două ori, când au început repetiții în anul următor, eu am fost prezentă. Și de atunci sunt prezentă în fiecare, la fiecare repetiție, la fiecare eveniment. Și îmi place și mă dedic și mă implic. Îmi place foarte, foarte, foarte deci mult. Deci faceți parte din ansamblu Tămășanca. Folcloric Tămășanca și avem grupul gospodinelor. Cum a luat ființă acest grup? A cui a fost ideea? Ideea a fost a doamnei Donsu, Veronica. Dumnea ei sprijină foarte mult acest ansamblu, dumnea ei l-a înființat și de la înființare și până acum este coordonat de domnul Vlad. Domnul Vlad Vladinski, sigur. Încă o dată spun, îl așteptăm aici, sigur, din clipă în clipă, așa ca o surpriză pentru doamna Maria Beca, pentru că eu am vorbit și cu dumnealui și a fost de acord să fie această surpriză de ziua dumneavoastră. Sigur. Și sigur, eu zic, doamna Maria, că această emisiune va rămâne așa acolo, absolut, în sufletul și în memoria dumneavoastră pentru mult timp de acum încolo, că nu știu dacă ați mai avut ocazia așa să fiți sărbătorită la un post de televiziune și într-o emisiune în direct, așa cum se întâmplă în această seară. Sigur. Eu o să vă întreb, chiar dacă doamnele nu prea își pun vârsta așa în public, o să vă întreb, câți ani împliniți astăzi, doamna Maria? 60. 60, doamne, dar ce v-am nimerit și la o cifră rotundă, să spunem, sigur, așa, la 60 de ani, să, sigur, petreceți împreună cu oameni dragi, cu copii, tineri care îndrăgesc cântecul popular. Dumneavoastră, la rândul sunteți o mesageră a cântecului popular. Știu că îl îndrăgiți foarte mult, îndrăgiți foarte mulți interpreți de muzică populară, de la care ați împrumutat și melodii pe care o să le auzim și în această emisiune. Sigur, sigur. Ce o să ne cântați în această seară? Voi cânta Tare mi-e drag toboșariu, Viața-i trecătoare, Am venit și eu la joc. Toate aceste trei melodii sunt de la doamna Lucica Păltineanu, o îndrăgită artistă, o ador. Știu că este solista ansamblului Ciprian Porubescu din Suceava, o ador. Au fost persoane care v-au îndrumat, care v-au ajutat, care v-au încurajat, doamna Maria? Sigur, 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 sigur. M-au încurajat. Eu sunt convinsă că ați plecat pe acest drum așa, timid. Absolut. Și neîncrezătoare, absolut, probabil, în forțele și în talentul, absolut, dumneavoastră. Absolut, sigur că da. Dar începând să particip, la prima dată am participat în august la un festival micuț, am început să prind curaj, am mai fost la zilele Bacăului, iarăși am prins puțin curaj și câte un pic, câte un pic, câte un pic, am început să prind curaj. Da, eu din câte v-am auzit, doar o singură dată aveți talent. Mulțumesc. Sunteți un adevărat rapsod și o mesageră a cântecului popular. Mulțumesc. Și știu că o faceți așa din suflet. Sunteți o doamnă frumoasă, cochetă. Mulțumesc. La cei 60 de ani, am 60, sigur. Da, nici nu ar pune cineva că aveți, mulțumesc, 60 de ani. Ați spus că v-ați dedicat familiei. Sigur. Vă moștenește cineva talentul muzical? Sper să-mi moștenească nepoții mei, Maria și Ștefan. Din moment ce sunt în seara aceasta aici cu noi și fac, da, parte din grup. Am încercat cu băieții mei, dar n-a mers. Și sper și îmi pun toată speranța nepoții mei. Îmi doresc atât de mult. Ce vă doriți, doamna Maria? Aveți 60 de ani. Ce vă doriți pentru viitorul Pentru viitor, în primul rând, doresc sănătate. Să mă bucur de copiii mei, de nepoții mei, să pot cânta și cel mai mult îmi doresc sănătate. Așa. Cel mai mult. Cel restul mai mult. Vine așa, restul de vine la, sine. De la sigur sine. Sigur că da. Am aflat așa câte ceva despre, sigur, dumneavoastră. Încă o dată, la mulți ani și vă mulțumesc din suflet că ați bătut cale lungă așa până la Botoșani. Sigur. Mai vreau să vă spun că această zi a mea este cea mai frumoasă aniversare din viața mea. Din toți cei 60 de ani, mai țin minte doar o singură aniversare, la 14 ani, fiind când atunci a fost pentru prima dată când ați ieșit. Când am aniversat ziua, când am simțit că sunt sărbătorită.
Am înțeles. Oricum, se spune că atunci când petreci în familie și cu oameni dragi, acele sunt clipele cele mai dragi și mai frumoase și îți rămân în suflet, dar, așa cum spuneți dumneavoastră, și această, în această seară petreceți alături de o a doua familie a dumneavoastră, cei doamnele de la grupul gospodinele, din gospodinelor, Da. Grup din care faceți parte și dumneavoastră, iar cei micuți din ansamblu Tămășanca, din Tămaș Bacău, da, au venit și un grup de dansatori, o să aflăm, pentru că o să-i prezentăm așa pe toți, dar eu zic, o să rog colegii din regia de emisie, dacă tot este ziua doamnei Maria Beca, o să deschidă dânsa seara muzicală din această emisiune cu o melodie frumoasă, iar celelalte două o să le cântăm la sfârșitul emisiunii. Așadar, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, sărbătorita noastră din această seară, Maria Beca, cu o melodie frumoasă. Și nu știu joca deloc, măria, ca ea, ca ea, ca așa. Dar gândesc o iubața, măi, uite, 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 așa. Măi, mai greu decât lucra, măi, uite, 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 așa. Toți la dreapta merg frumos, măi, uite, 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 așa. Bravo!
O să vă invităm să luați loc aici. Noi o să continuăm prezentările. Doamna Maria, v-ați descurcat foarte bine. Felicitări Mulțumesc. Pentru voce. Încă o dată ați arătat că nu există limite. Atunci când îți dorești ceva și când îți place ceva, totul este realizabil. O să prezentăm doamnele de la grupul Gospodinelor. Și o să începem de acolo, de la doamna Maria Morar. Haideți, doamna Maria, luați microfonul, că nu mușcă microfonul. Bună seara! Bună seara și bine am întâlnit! Bine, bine ați revenit, doamna Maria, la fel ne-am întâlnit acolo la dumneavoastră, la Bacău, când am realizat acele filmări pentru sărbătorile de iarnă. Dumneavoastră faceți parte din grupul Gospodinelor. În 2018, pot să spun că eu și cu doamna Anuța Chetraru suntem primele doamne care facem parte din acest Așa. Grup. Pe lângă noi le-am coptat și pe celelalte. Primele componente ale grupului. Chiar am vrut să mai coptăm alte doamne, dar... Cum s-a întâmplat la dumneavoastră dragostea pentru cântecul popular? Ca și colega mea, din copilărie am îndrăgit muzica populară și nu numai. Cântam și în timpul școlii generale și în timpul liceului, am participat la Cântarea României, cum cântări înainte, care aveau da. Loc da. Pe vremea noastră atunci. Am vrut să merg mai departe, am fost la concursuri între județe, am fost chiar și în județul Iași odată cu Cântarea României, dar după ce m-am căsătorit au... La fel v-ați dedicat, sigur, v-ați dedicat familiei. Dar nu m-am lăsat de cântat. Nu v-a lăsat bărbatul, așa este? Nu, că nu mă lăsa. Că, hai, spuneți acum! Erau mai multe greutăți, paralel cu... Serviciul pe care l-am avut, aveam și animale, creșteam animale și nu puteam să mă împart în mai multe locuri. Da, important este că da. A venit vremea și v-ați împăcat sufletul cu această ardoare care ardea acolo în sufletul dumneavoastră, această dorință care ardea în sufletul dumneavoastră. Pot să spun că toată viața am cântat. Cântam în grădină, acasă, Așa. Prin curte, la nunți, la petreceri, chiar cântam, aveam cânt deosebite din repertoriul Sofie Coveanca, lui Daniela Condorache, lui Irina Loi, în care le cântam la petreceri, nunți, la petreceri, diferite petreceri. Da? Da, doamna Maria, dumneavoastră faceți parte din grup, dar cântați și individual. Da. Ce ne cântați în această seară? Păi în această seară cântam un cântec din repertoriul Margaretei Clipa, astăzi eu v-am trecut pragul. Așa. Da? Și joacă soată joc și eu de-a lui Mariana Lungu. Am înțeles. Ca și în cazul doamnei Maria Beica, o să vă întreb dacă aveți moștenitori, dacă vă moștenește cineva glasul. Vocea o moștenește, dar nu au practicat... Am înțeles. E suficient că dumneavoastră ați reușit chiar mai târziu, dar niciodată nu este târziu, să ieșiți pe scenă și să... Da, s-a subliniat încă o dată că în folclor, în cântec, dacă faci cu drag și cu dăruire, în limita de vârstă... De vârstă nu. Exact. Da. Exact. Eu o să rog regia de emisie să o ascultăm și pe doamna Maria Moraru cu cele două melodii frumoase. Așadar, dragi telespectatori, Maria Moraru.
Azi eu v-am trecut pragul, șaram, tridiridira, ca să vă cânt cu tot dragul, șairam, tridiridira. Astăzi eu v-am trecut pragul, șairam, tridiridira, ca să vă cânt cu tot dragul, șairam, tridiridira. Hai la joc, nu stați la masă, șairam, tridiridira, că petrecerea e frumoasă, șairam, tridiridira. Hai la joc, nu stați la masă, șairam, tridiridira, că petrecerea e frumoasă, șairam, tridiridira. Și lăsați deoparte sticla, hai și bă, ia uitați și ză aleasă, șairam, tridiridira, ira, niciun om nu stă acasă, șairam, tridiridira. Ia uitați și ză aleasă, șairam, tridiridira, ira, niciun om nu stă acasă, șairam, tridiridira. Neamuri multi și peșini, șairam, tridiridira, ira, frați cu mătrin așa fini, șairam, tridiridira. Neamuri multi și vecini, șairam, tridiridira, ira, frat cu mătrin așa fini, șairam, tridiridira. Și să aveți ziua frumoasă, tot satul la joc să iasă, măi! Moș Ioan cu pleata albă, șairam, tridiridira, ira, toți trăgă în joc la babă, șairam, tridiridira. Moș Ioan cu pleata albă, șairam, tridiridira, ira, toți trăgă în joc la babă, șairam, tridiridira. Ia și joacă farașiră, șairam, tridiridira, ira, ce numai ca ta presină, șairam, tridiridira. Ia și joacă farașiră, șairam, tridiridira, ira, ce numai ca ta presină, șairam, tridiridira. Cât am blagă și puteri, ca în tinere țâlii mele, măi! Hopșa! Tătii-s bunii, tătii ghinii, șairam, tridiridira, ira, noi pleca până poi mâni, șairam, tridiridira. Tătii-s bunii, tătii-s ghinii, șairam, tridiridira, ira, noi pleca până poi mâni, șairam, tridiridira. Vreau să gătim băutura, șairam, tridiridira, ira, să dăm butoiu de-a dura, șairam, tridiridira. Vreau să gătim băutura, șairam, tridiridira, ira, să dăm butoiu de-a dura, șairam, tridiridira. Fără toazi să rămână, până-n seia săptămână, măi, când ne-am strânge la olaltă, când ne-am strânge la olaltă, ca să o facem și mai lată. Bravo! Facem lată în această seară, la această frumoasă emisiune. O sărbătorim pe doamna Maria Beck aici, în dreapta mea. Noi o să continuăm prezentările cu doamnele de la grupul Gospodinelor. Da, acolo doamna din mijloc, o să rog pe colegul meu de la cameră, o să fie un piculeț mai... Bună seara! Bine ați venit la noi, că sunteți pentru prima oară aici în platoul Rapsodiei TV și vă mulțumim. Fac parte din ansamblu folcloric Trămășanca. Sunt numai la grupul doamnelor. Nu cânt individual. Individual. Am venit din dragoste de cântec. Având nepoții. Aveți doi nepoți aici în... Trei? Trei nepoți. Și băiatul la dansuri. Și fata la dansuri. Am înțeles, ați venit așa, da, în familie. În familie, da. O familie de iubiteori, de tradiție, muzică și populară. Cântec și joc popular. Iubim muzica populară din tinerețe și acolo la bătrânețe, dacă așa au vrut doamne,
Sigur că da. Niciodată, așa cum am spus, niciodată nu este târziu și ca să faci așa pe plac sufletului și inimii, da. Ați procedat foarte bine. Din plăcere, din bunăvoință, din dragoste și țin pe calea asta să-i mai mulțumesc o dată lui doamna Maria și să-i spun la mulți ani. Să ajungă un microfon și aici la doamna. Noi o să continuăm prezentările de acolo. Bună seara, doamna! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Nuța Chetraru și sunt decanul de vârstă. Da. Deci eu, cu 10 ani, mai mică ca Maria. Mai mare. Da. 70 de ani, mulți ani frumoși înainte, doamna Nuța, a spus că vă numiți. Da. La fel ca colegile, din dragoste de cântec. Poate din cauza emoțiilor nu am continuat, sunt foarte emotivă, dar la grup nu. Așa, și pe calea asta îi urez lui Maria, care am încurajat-o, cred că, foarte mult. Da, așa este. Da, am încurajat-o să continui, vocea este frumoasă și atâta timp cât nu ai emoții și poți să-i exprimi ceva, iar eu, muzica pentru mine este o terapie pentru suflet. Bravo, foarte frumos, doamna Nuța. Da, mai departe. Bună seara! Bună seara, vă zic și eu! Bine ați venit! O să vă las, așa să-i adresați o urare colegei, da. Dumneavoastră. Sora mea! Da. Eu sunt mai nou în grup. Cum vă numiți? Suzana Herciu. Doamna Suzana. Ce să vă zic? De cât timp sunteți la grup? Aproape un an. Ați venit așa la îndrumarea surioarei? Recunosc, da. Așa... S-a format o prietenie, o legătură. Asta voiam frumoasă. Să o întreb pe doamna Nuța. Probabil, da. Că s-a legat între dumneavoastră, exact. Doamnele, o exact. Prietenie. Și... Într-adevăr, s-a legat o prietenie frumoasă între noi și mergem înainte, așa. Da, este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla și ați spus că s-a legat și o prietenie și vă exact. Petreceți timpul liber exact. Altfel, adică absolut. Vă trece de urât, cum spune în românul. Exact, companie plăcută, așa, suntem. Da, eu vă mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim. Și că aveți o soră, dar semănați foarte, deci. Foarte bine. Da. Da. Mulțumesc tare mult că ați fost alături. Vă mulțumim și noi că ne-ați primit. De noi în această seară. Mai e cineva de la grupul gospodinelor? Nu mai este nimeni. Dacă regia are pregătit melodiile de la grupul gospodinelor, eu zic să le ascultăm pe aceste minunate doamne cu două melodii. Așa este, doamna? Cum se numesc? Hora gospodinelor și de Doamnii se mor de seară. Noi nu ne dorim așa ceva. Nu ne dorim așa ceva, sigur. Da. Așadar, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, grupul gospodinelor. Sigur, acolo în față. Lor, hora gospodinilor, măi, să uită.
bravo, bravo, bravo. O să vă rog să luați loc, dragi doamne, talentate și, da, duceți cu cinste mai departe tradiția noastră populară prin port și prin cântecul frumos. În continuare, spunem telespectatorilor noștri că îl așteptăm pe interpretul Vlad Vladinsic, care este coordonatorul acestor două grupuri. Avem grupul Gospodinelor și ansamblu Tămășanca. Da, grupul Gospodinilor face parte din ansamblu Tămășanca. Am înțeles. Așa, e bine să mă corectați când este nevoie. Eu zic să mergem mai departe cu prezentările și o să începem de aici cu acest cavaler cu pălărie. Bună seara, dragule, și bine ai venit aici la Rapsodia TV. Iată să o sărbătorim pe doamna Maria Beca. Te-ai roșit până în vârful urechilor, dar nu este nicio problemă. Uite, te uiți acolo la cameră, te vede familia cu alții colegi de clasă. Ia spune, care este numele tău? Numele meu este Bielecciu Ricardo Valentin. Câți ani ai, Valentin? Am 13 ani și... În ce clasă ești? Sunt în clasa 7. Unde înveți? Învăț la școala gimnazială Chetriș și eu astăzi o să cânt cântecul Dor cu Dor. Dor cu Dor. Știi cine îl cântă cântecul acesta din repertoriul cui? Grigore German. Așa, Grigore German. Ai un nume așa, Ricardo, de cum și de unde? Păi am fost născut în Italia. Am înțeles. Și cât timp ai stat acolo? Cred că timp de 3 ani. 3 ani și ai învățat repede limba română? Ți-a fost greu sau cum? A fost ușor să te acomodezi sau tu cu italiana nu ai avut treabă? Sunt sigur că mi-a fost destul de ușor să mă obișnuiesc cu română. Așa, în casă la tine probabil s-a vorbit română mai tot timpul. Iar din acest grup de cât timp faci parte? Cred că de când aveam vreo niște 8 ani. Așa, vreo 8 ani, așa. Ei, deci nu ești chiar începător, așa că eu îți doresc mult succes. Gata, a trecut ce a fost mai greu, te-ai prezentat, ai spus ce melodie cânti, eu îți mulțumesc tare mult și îți doresc succes. O să dai microfonul mai departe. Bună seara! Bună seara! Cine sunteți dumneavoastră? Eu mă numesc Elena, fac parte din ansamblu, abia am început. Sunteți solist? Dansatori. Dansatori, am înțeles. De unde dragostea pentru joc? Iubesc să dansez muzică populară și plus de asta vreau să fiu alături de copiii mei. Ei fac parte din... Da, Ștefania și Dragoș. Foarte bine, așa aveți mereu sub atenția dumneavoastră. Da. Și e un atu pentru ei și pentru dumneavoastră. Vreau să le fiu mereu aproape. Dacă vreți să-i transmiteți ceva, doamne Maria. Mult sănătate, să fii mereu veselă cum a fost până acum. Mulțumesc frumos, promit că așa rămân. Promit. Și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Mulțumesc din suflet. Un grup de oameni veseli, văd zâmbete pe echipul dumnealor. Da. Chiar dacă au făcut 3-4 ore cu mașina până aici, toată lumea este veselă și bine dispusă. Vă mulțumesc, doamna Elena, pentru prezență. Mai departe, bună seara! Bună seara! Și bine ai venit! Cum te numești? Mă numesc Ștefania Simona. Câți ani ai, Simona? Am 10 ani. Mai aproape ține microfonul de guriță. 10 ani ai spus că ai? Da. În ce clasă ești? A 4-a. Și unde înveți? La școala gimnazială Chetriș. Și cum ai ajuns tu la acest grup să faci canto cu domnul Vlad Vladinsky? Păi, eram într-o zi, îmi plăcea să cânt și mă întreba mama dacă vreau să cânt. Așa, și? La ansamblu. Și eu i-am spus că da, bineînțeles. Da. Ce ne cânti în această seară? Nu cânt nimic, eu cânt la grup. Am înțeles. Tu faci parte din grup, nu cânti individual. Foarte bine. Poate o să vină și momentul și o să cânti individual când o să considere domnul profesor. Până atunci mai acumulăm experiență, învățăm lucruri noi și așa mai departe, da? Așa. Mai departe la colega ta de acolo, de exemplu. Așa. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Mă sunt Maria Ștefania, am 12 ani. În ce clasă, Ștefania? A 5-a B. Și unde înveți? La școala gimnazială Tămaș. Tămaș. Tu faci parte din grup? Da. Sau? Și cânti și individual? Da. Ce ne cânti? Bucuros Bade Vasile de la Maria Tătaru. Bravo. Mai departe. Bună seara. Bună seara. Cum te numești? Mă numesc Rune Rebecca Maria. Rebecca, câți ani ai, Rebecca? Am 10 ani.
La fel, unde înveți, la ce școală, ca să știe lumea de acasă și colegii tăi să te vadă de clasă? Învăț la școala gimnazială Chetriș și sunt în clasa 4-a. Așa, iar canto popular de cât timp faci? De aproape 2 ani. 2 ani, bine. Ce ne cânți în această seară? Cânți individual? Da. Ce ne cânți? Sârba de la Iași. Bravo, felicitări. Mai departe? Bună ziua! Bună ziua, bună seara, cum vrei tu. Adelina, cred că ești tu, da? Adelina Belciu, da? Belecciu. Așa, Belecciu, Belecciu. A trecut Paștele, așa că la Paștele viitor o să-ți dau... Da, câți ani ai, Adelina? Eu am 10 ani și sunt în clasa 3-a A. Și învăț în școala gimnazială Chetriș. Așa, uite ce suflu are Adelina. O să cânți individual? Da. Ce ne cânți? Moldoveniez la joc de la Mihaela Gureu. Bravo, felicitări. Da, doamnei Marie, vrei să-i spui ceva? Da, să fie sănătoasă și să aibă mult noroc. Mulțumesc. Cum e doamna Maria? Hai că te văd așa pâșneață și... Poftim? Cum este doamna Maria? Este foarte bună. Vă dă sfaturi, așa vă ajută aproape microfonul? Da, ne ajută foarte mult. Da, atunci când mergeți așa pe la festivalul, probabil că vă ajută. Aproape să vă... ea organizează tot. Așa, este o... Dă totul din casă, dacă o mai descoasem puțin, dă totul din casă. Bravo, mulțumesc. Adelina, uite că am aflat și un lucru nou, este o bună organizatoare sărbătorita noastră. Ce ne cânți, Adelina? Moldoveniez la joc. Așa, ai mai spus odată. Mai departe. Bună seara! Bună seara! Eu sunt Ștefan Beca. Așa. Am 9 ani. În ce clasă ești? În a doua B și sunt la școala gimnazială numărul 10 Bacău. Așa, și ce ne cânți? La grup. Tu doar la grup. Vrei să-i spui și tu ceva doamnei Maria, sărbătoritei noastre? Bunica. Cum? Bunica mea. Bunica! Hai! Ce îi spui tu bunicii tale? Hai! Să fie sănătoasă, să aibă mult noroc și să câștige toate trofeele. Așa, mulțumesc! Bravo, bravo! Mulțumesc! Voi câștiga și singur, voi câștiga și împreună cu voi. Cum e bunica să fiți așa cu nepoțelul pe o scenă? Extraordinar! A venit tot așa la insistențele dumneavoastră? Sau? Nu neapărat. Le-am cântat eu în casă, le-am arătat ce fac copiii de la ansamblu, i-am dus de două ori și le-a plăcut. Am Maria înțeles. Deja a început să înveți și el la fel a început să înveți. Aci, mai aveți o nepoțică sigur, aici, acum sigur. Acuși o să ajungem și la ea. Sigur, și le place foarte, foarte mult le place. Da, asta e cel mai important, că le insuflați această dragoste. Chiar dacă, eu spun de fiecare dată și la orice emisiune, chiar dacă... Poate foarte mulți copii din cei care cântă nu vor face toți o profesie din asta, dar este bine și frumos să pleci așa în viață cu un bagaj de cunoștințe în ceea ce ne privește folclorul, dansul, cântecul popular și așa mai departe, tradiția noastră populară. Domnul cameraman, o să mergem mai departe acolo să facem prezentările. Să dai microfonul mai departe la colegul tău. Așa, la colegul tău. Bună ziua și... Eu mă numesc Cernic Dragoș Gabriel. Așa, și câți ani ai, Gabriel? Am 7 ani. Ești la școală? Da, sunt la școală. În clasa 1? În clasa pregătitoare. Sunt în... Bine, îți place la școală? Da, îmi place. Tu faci parte din grup, da? Da, din grup. Și aș vrea să-i spun... Lumazia Beca, să fie sănătoasă, să aibă grijă de ea și de copiii ei și să fie sănătoasă. Ce frumos! Bravo! Mulțumesc frumos! Bravo. Mulțumesc! Ce copii isteți și cuminți! Mulțumesc. Aici o să dai microfonul aici la cea mai mititică, cred că, din grup. Este nepoțica doamnei Beca. Bună seara! Ia, Maria, o să te rog să te ridici și vino aici lângă bunii. Așa. Ia spune tu, ce vrei să-i spui tu bunicii tale? Te iubesc și să ai sănătate foarte frumoasă. Mulțumesc! Să aibă o sănătate foarte frumoasă. Mulțumesc foarte frumos și eu te iubesc pe tine. Mulțumesc! Ce poate fi mai frumos și mai emoționant decât aceste declarații? Și sunteți o bunică fericită. Da, exact, sincer. O bunică fericită, sunteți împreună cu nepoței dumneavoastră. Chiar sunteți o doamnă, o femeie împlinită. Adică, desigur. Mulțumesc!
Ce s-a întâmplat? Plânge Maria? Nu, nu, nu. A, nu se vede. Maria, Maria, tu câți ani ai? 4 ani. 4 ani? Ești la grădini, nu? La grădiniță ești, da? Îți place la grădiniță? Îți place și să cânți muzică populară, da? Bine. Tu faci parte din grup, încă nu o să cânți individual. Încă îți place de bunica cum cântă? Da. Bine, Maria. Să fii sănătoasă, să crești mare și să duci mai departe cântecul popular. O să dai microfonul colegului tău. Așa. Bună seara, nu este nevoie să te întorci, uite-te la cameră ca să te vadă cei de acasă. Cum te numești? Eu mă numesc Moise Cosmin Florin. Da, Cosmin, câți ani ai? Eu am 9 ani. Și în ce clasă ești? A 2-a B. Unde? La ce școală? Școala gimnazială Furnicari. Așa. Tu ne vei cânta individual? Nu, nu. Nu? Și tu faci parte din ansamblu Tămășanca condus de Vlad Vladinski. Mai departe, o să dai microfonul. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Mă numesc Bălău Daria Maria. Daria, câți ani ai? 8 ani. 8 ani? La școală ești la fel, în clasa 1, cred? Da. Așa, unde? În școala gimnazială Tămaș. Din Tămaș. Tu faci parte din grup? Da. Și cânti și individual? Da. Ce ne cânti? Verde Barabăi, interpretat de Antonia Manoilă. Bravo, felicitări! O să dai microfonul aici, la acest domn, care așteaptă cu nerăbdare să se prezinte. Nerăbdător. Da. Bună seara. Suntem așa un pic mai îngrămădiți, dar oamenii buni în cap, oriunde, nu? Bună seara, domnule. Bună seara. Și bine v-am găsit. Bine ați venit. Țin să urez doamnei Maria Beca la mulți ani și multă mai sănătate. Aproape microfonul, vă rog. Și tot binele din lume, să bucure de ce este mai scump. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Ce calitate ați venit în această seară? Fac parte din ansamblul folcloric Trămășianca și sunt calitate de dansator. De dansator. De cât timp practicați dansul popular, să spun? Aproximativ. Circa 6 luni. A, sunteți începător. Suntem începători. De unde și cum a venit așa, dintr-o dată, dragostea asta pentru dansul popular? Avem băiatul care este în ansamblu. A început el dansator, la care ne corupt și pe noi. Mai aproape microfonul, vă rog. Și ne-a plăcut. Și continuăm în continuare. Suntem un... Da. Se trage din bunici, probabil, nu știu, străbunici. Foarte bine și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Iată, la o vârstă, când aveți, nu știu, alte probleme, alte ocupații, aveți familie, aveți casă, aveți altă profesie, vă faceți timp și pentru dansul popular să duceți mai departe, da, această suntem un ansamblu, tradiție frumoasă. Toată familia, eu, soția și băiatul. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc frumos. Mai departe. Bună seara. Bună seara. Cum te numești? Gădoce Antonia Ștefania. Ștefania, vrei să-i transmiți și tu ceva doamnei Maria? Îi urez un călduros la mulți ani și să aibă multă sănătate. Mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Ia spune, câți ani ai? Am 11 ani. În ce clasă ești? A 5-a. Și unde înveți? Tot la Tămaș? Nu, eu învăț la școala gimnazială Bișghel. Așa, faci parte din ansamblu? Da. Cânți și individual? Da. Ce ne cânți? Ia Canus, cum vă ziceți, din repertoriul Teodorei Panainte. Așa, mulțumesc tare mult. Mai departe, bună seara, domnișoară. Și bine ai venit aici la Rapsodia TV, să fii alături în această seară de sărbătorita noastră, doamna Maria Beca. O să te las și pe tine să-i adresezi doamnei urare. Îi urez multă sănătate și să fie alături de noi, că este un om special pentru noi. Așa, cum, care este numele tău? Obricatu Daria Andreea. Daria, câți ani ai, Daria? 15 ani. 15 ani, ești în clasa 8-a sau 9-a? A 9-a. A 9-a, și unde înveți? Colegiul Economic Ion Ghica. Cum a fost legătura ta? Cum s-a întâmplat contactul cu muzica populară? De unde această pasiune pentru cântecul popular? Mi-a plăcut și am venit la ansamblu. De cât timp faci? Aproape 4 ani. 4 ani, deci nu ești începătoare. Probabil că ai participat și la foarte multe concursuri. Chiar recent ați avut un concurs, dar vreau să-l las pe domnul Vlad Vladinski să vorbească despre acest festival, că a avut o contribuție foarte importantă la acel festival. Așa este. O să ne cânți individual, bănuiesc, da? Da. Ce ne cânți? Mai bătiță, mai ciobane din
repertoriul Luciana Spână. Da, mulțumesc tare mult. O să dai și colegei tale microfonul. Bună seara, dragă doamnă, domnișoară. Bună seara, doamnă. Bună seara. Bună seara. Care este numele dumneavoastră? Daniela mă numesc. Daniela și mai cum? Poiană. Așa. Doamnă... Spuneți. Da, vă rog să... Fac parte din ansamblul folcloric Tămășanca, din grupul dansatorilor. Sunteți dansatoare. Sunt dansatoare. Sunteți cu soțul? Da, sunt cu... De asta. Suntem în familie. Acum care pe care nu v-ați lăsat? Inițial eu am venit cu ideea și... Așa, și dumnealui s-a ținut după dumneavoastră, normal. L-am corupt și pe dumnealui. Îl susținem pe băiat pentru că el este și dansator și mai nou începe și partea de cântec. E foarte frumos că sunteți cred în familie. Cred că moștenim ușor din familie. Mama la fel a fost în ansamblul folcloric plaiurile Bistriței, parcă nu mai știu exact, să nu greșesc. Și suntem mândri că reprezentăm Comuna Tămaș, oriunde mergem și oriunde... Sigur, faceți ceva frumos și sunteți, faceți cinste locului de unde veniți. Da. Doamnei Beca, multă, multă sănătate, pentru că asta este cea mai valoroasă. Să ne bucurăm mulți ani de acum înainte împreună, să fim la fel de uniți cum am fost și până acum și sper ca această zi să vă rămână în memorie. Cu siguranță așa o să se întâmple. Eu vreau să ajung microfonul acolo la domnul de lângă doamna Maria. Să terminăm cu prezentările, zic eu, mă adresez colegilor din regia de emisie, după care o să intrăm în pauza de publicitate. Bună seara! Bună seara și mulțumesc de invitație. Mulțumesc pentru toți că ne-ați invitat. Da, sunteți invitații mei și invitații doamnei... Da, și, ce să zic, la fel, la mulți ani doamnei Beca și să rămână printre noi. Și noi, în acest grup, sunt toți dansatori. Așa, v-a adus doamna Maria, adică mama dumneavoastră. Nu, eu altă. Am adus-o pe fiicmea nu i-a plăcut și am rămas eu. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți dansator. De unde ansamblu? Dragostea pentru dans? De mic copil am făcut dansuri până în clasa a patra și după... Mai aproape microfonul, vă rog. După aia m-am oprit, că așa au fost timpurile, căsătorii, copii, alte... Situații și acum... Important că a venit acest moment frumos și iată sunteți... Și dragostea e de haina, tot, îmi place tot. Înțeles și sunteți în această seară aici la noi. Da. Da, mai departe. Mulțumim. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Cum vă numiți? Mă numesc Bialicciu Alinanca, sunt mama celor doi micuți de aici. Eu am ajuns sunteți dansatoare, aici, da? Sunt în calitate dansator. Am ajuns aici tot din dragoste de folclor și pentru a fi alături de copiii mei. Sunteți începătoare? Am dansat și când eram în liceu, dar așa a fost situația din așa fel, să nu se poată merge mai departe. Dar oricum, dansul a rămas în inimă și ori de câte ori am ocazia, nu mă las. Așa a fost poate mâna desinul, iată acum da. Sunteți alături acum de copii alături și de copii și o fac cu mare dragoste. Doamnei Beca, vreau să-i adresez numai bine, multă sănătate, tot ceea ce își dorește, mă bucur că ne-am cunoscut, nu de foarte mult timp și sper să rămânem, cum a spus și colega mea, tot la fel de uniți și orice ar fi să nu ne despărțim. Mulțumesc! Mulțumesc de suflet! Da, mai departe! Bună seara! Bună seara și bine ați venit! Eu mă numesc Denisa, am 16 ani, sunt în calitate de dansatoare și de altfel cânt și individual. Ce ne cânti, Denisa? Eu vă cânt Hai la joc, bai de la joc, din repertoriul Vasilica Tătaru, o cântăreață foarte dragă sufletului meu. Și, doamnei Beca, vreau să-i urez un sincer la mulți ani. Știți Mulțumesc. Foarte bine că pentru mine sunteți o persoană super de importantă. Mulțumesc din suflet. Și numai bine și multă sănătate. Mulțumesc din suflet la fel. Mulțumesc din suflet. Dacă nu ar fi fost atât de importantă și atât de dragă dumneavoastră, nu ați fi fost prezenți aici în această Mulțumesc. Seară. Mai departe. Bună seara, mă numesc Ioana, am 17 ani, sunt în calitate de dansator. Vreau să-i urez doamnei Maria un sincer la mulți ani și să fie printre noi foarte mult timp de acum, să vă avem alături. Și în ce clasă ești, Ioana? În clasa 10-a. Unde? La Liceul Tehnologic Dumitru Manceron din Bacău. Felicitări! Felicitări, Ioana, pentru tot ceea ce faci, în ceea ce privește tradiția noastră populară. Mulțumesc! Ai zis că o să cânt și individual? Nu, sunt în calitate de dansator. Am înțeles.
Da, mulțumesc tare mult. Prezentările au fost făcute și dacă avem un telefon. Alo? 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 Alo, sunteți în direct la Rapsodia TV. Cu cine avem onoarea? Bună seara! Da, o să revină probabil cu telefonul telespectatorul nostru. Noi până atunci intrăm în publicitate și revenim în cea de-a doua parte a emisiunii noastre cu alte surprize frumoase.